Taxi neserios. Făcut pană de cauciuc. Taman lângă primărie. Ca să vadă toată lumea Taxi Club că activează fără numere galbene care să-i permite transportul de călători. Vă dați seama că n-are nici aparat de taxat, nici bonuri de casă, nu dă. Și nimeni nu-l deranjează. Așa poliția avem. Zatoare, icoane. Și vse. Și te-ai scos. Taxi Club. Pornești cu așa mașină și te oprești la primărie. Uite, are și tarifele pe ușă puse. Vai de capul la noi. Șoferul și-l s-a gândit vreo jumătate de oră și-a adus aminte că are roată de rezervă și s-a apucat să schimbe. Dar n-are cric, probabil. A, are și cric. Și-a așteptat, dar să vină primarul sau poliția patrulare să-i repare roata. Jumătate de oră ocupă banda de transport public. Taxi fantomă. Între timp o mai poposit unul cu numere fantomă la kilometru 0, fix peste drum de primăria Chișinău. E ca stâna fără câini orașul ăsta. Fiecare parchează cum vrea, ori pe trotuar, ori sub semnul care interzice staționarea. Chișinău, bătaie de joc. Capitala europeană? Nu seamănă. Au trecut doi polițiști pe bicicletă și nu au reacționat deloc. Dar au văzut mașinile astea care staționează greșit, una pe carosabil și una pe trotuar. Dar ăsta parchează ca la București. Nu-i taxi, dar tot nesâmțit. Tipul a așteptat întăriri de la Yandex Taxi. Se pare că el nu știe să scoată o roată. Și uite așa au trecut ceasul sau chiar mai mult. Și bulevardul central e plin. E sufocat de astfel de transport. Pentru Brega, pentru Independent. Haide, hai! Nu m-au terminat-o cu pana de cauciuc și s-au făcut coadă de clienți. Nu interesează pe oameni că-i taxi fantomă, ilegal, că nu dă bon de casă. De asta ar trebui să preocupe statul, poliția și primăria, că nu încasează impozite.